înțelepciunii. Roagă-te pentru noi. Pricina bucuriei noastre. Roagă-te pentru noi. Vas duhovnicesc. Roagă-te pentru noi. Vas vrednic de cinste. Roagă-te pentru noi. Vas vestit de cucernicie. Roagă-te pentru noi. Trandafire tainic. Roagă-te pentru noi. Turnul lui David. Roagă-te pentru noi. Turn de fildeș. Roagă-te pentru noi. Casă de aur. Roagă-te pentru noi. Chivotul legii. Roagă-te pentru noi. Poarta cerului. Roagă-te pentru noi. Steaua dimineții. Roagă-te pentru noi. Tămăduitoarea bolnavilor. Roagă-te pentru noi. Scăparea păcătoșilor. Roagă-te pentru noi. Mângâietoarea mâhniților. Roagă-te pentru noi. Ajutorul creștinilor. Roagă-te pentru noi. Regina îngerilor. Roagă-te pentru noi. Regina patriarhilor. Roagă-te pentru noi. Regina profeților. Roagă-te pentru noi. Regina apostolilor. Roagă-te pentru noi. Regina martirilor. Roagă-te pentru noi. Regina mărturisitorilor. Roagă-te pentru noi. Regina fecioarelor. Roagă-te pentru noi. Regina tuturor sfinților. Roagă-te pentru noi. Regina zămislită fără de prihană strămoșească. Roagă-te pentru noi. Regina înălțată cu trupul la cer. Roagă-te pentru noi. Regina preasfântului rozariu. Roagă-te pentru noi. Regina familiilor. Roagă-te pentru noi. Regina păcii. Roagă-te pentru noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii. Iartă-ne, Doamne. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii. Ascultă-ne, Doamne. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii. Miliește-ne pe noi. Să ne rugăm. Dumnezeule, al cărui unul născut prin viața, moartea și învierea sa ne-a pregătit răsplata mântuirii veșnice, dă-ne, te rugăm, harul ca cinstind aceste mistere prin rozariu preasfintei Fecioare Maria, să împlinim ceea ce le cuprind și să dobândim ceea ce le făgăduiesc prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Regina misiunilor, roagă-te pentru noi. Sfânta Tereza, patroana misiunilor, roagă-te pentru noi. Toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Laudă și mulțumire să-i fie în orice moment. Preasfântului și Dumnezeiescului sacrament. Doamne, ascultă rugăciunea noastră și strigarea noastră să ajungă la tine. Cu blândul Iisus să ne binecuvânteze Fecioara de sus. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lăudat să fie Iisus și Maria. Thank you.
le aclamă-le pe Domnul, slujiți-le pe Domnul cu veselie, veniți în fața Lui cu cântece de bucurie. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, binecuvântați numele Domnului. Vestiți din zi în zi mărătuirea Lui, vestiți între neamuri slava Lui, căci Domnul e mare și vrednic de laudă. Veselească cerurile, marea să murmure numele Lui, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele.
Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Dorit să mănânc acest Paște cu voi. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum eu v-am iubit. Așa să vă iubiți unul pe altul. Lăudați să fie Iisus Hristos. Preasfințite, cucernici părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi tineri și tinere, dragi iubiți și iubiți credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului și a radioului Maria. Dragi telespectatori, e o mare bucurie în această seară să ne apropiem de Iisus, care își oferă toată iubirea sa, nouă, celor care îl căutăm. E Joia Sfântă, e Cina Domnului. E momentul când Iisus ne lasă porunca iubirii, cum El ne-a iubit, să iubim și noi pe ceilalți, pe oameni. Acesta este motivul bucuriei noastre în această seară. Și motivul curajului nostru de a merge mai departe cu El prin jertfă, moarte la înviere. Ne dispunem din toată inima să celebrăm în această seară Cina Domnului, să participăm în spirit la spălarea picioarelor, gestul iubirii, fără marginea lui Iisus față de ucenicii Săi, și să putem să-L primim cu adevărat în inimile noastre. Îi cerem iertare pentru toate păcatele noastre și spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Maria, in excelsis Deo. Bisericii sale, jertfa nouă a legământului veșnic, ospățul iubirii sale, dă-ne, te rugăm, harul, ca din acest mister atât de mare să sorbim plinătatea iubirii și a vieții prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea Exodului. În zilele acelea,
Domnul le-a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului: luna aceasta să fie pentru voi începutul lunilor. Ea să fie pentru voi întâia între lunile anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel: în ziua 10-a lunii acesteia, fiecare să ia un animal din turmă pentru fiecare casă părintească, un animal din turmă pentru fiecare casă. Iar dacă o familie este prea mică pentru un miel, să-l ia împreună cu vecinul cel mai de aproape de casă, după numărul sufletelor. Fiecare să socotiți cât sunt de trebuință ca să mănânci un miel. Animalul din turmă să fie fără cusur de parte bărbătească de un an. Să-l luați fie dintre miei, fie dintre capre. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea comunității lui Israel să-l înjunghie spre seară. Să ia din sânge și să pune pe amândoi ușiorii ușii și pe pragul de sus al caselor în care îl vor mânca. Să mănânce carnea în noaptea aceea, să mănânce fripte la foc, cu azime și cu ierburi amare. Să-l mâncați așa: să aveți mijlocul încins, sandalele în picioare și toiagul în mână. Să-l mâncați în grabă, este Paștele Domnului. Eu voi trece prin țara Egiptului în noaptea aceea și voi lovi pe tot întâiul născut din țara Egiptului. De la om până la animale, voi face judecată împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Sângele vă va fi semn pe casele în care voi veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Nu va fi între voi nicio rană nimicitoare atunci când voi lovi țara Egiptului. Această zi să vă fie memorial și să o celebrați ca o sărbătoare a Domnului din generație în generațiile viitoare, ca hotărâre veșnică să o celebrați. Cuvântul Domnului. Din potirul binecuvântat ne împărtășim cu sângele lui Hristos. Pese în fața Domnului, moartea credincioșilor săi. Eu sunt slujitorul tău și fiul slujitoarei tale. Tu ai desfăcut legăturile mele. De jertfă de laudă și voi invoca numele Domnului. Voi împlini voturile făcute Domnului de față cu tot poporul său. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis, că Domnul Iisus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a zis: acesta este trupul meu, cel care este pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea. De asemenea, după cină, a luat potirul, spunând: acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori beți în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din potirul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni. Cuvântul Domnului.
Poruncă nouă spune Domnul, să vă iubiți unii pe alții așa cum eu v-am iubit. Laudă ție, Hristoase, Regele Mării Veșnice. Laudă ție, Hristoase, Regele Mării Veșnice. Domnul să fie cu voi. Din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Înainte de sărbătoarea Paștelui, știind Iisus că îi venise ceasul să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. În timpul cinei, când diavolul pusese deja gândul de a-l trăda în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, știind că Tatăl a dat toate în mâinile sale și că de la Dumnezeu a ieșit și că la Dumnezeu merge, s-a ridicat de la cină și-a pus hainele deoparte și, luând un ștergar, s-a încins. Apoi a turnat apă într-un vas de spălat și a început să spele picioarele discipolilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit, deci, la Simon Petru. Acesta i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli picioarele? Iisus a răspuns și a zis, ceea ce fac eu, Tu nu înțelegi acum, dar vei cunoaște după aceasta. Petru i-a spus, nu-mi vei spăla picioarele în veci. Iisus i-a răspuns, dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine. Simon Petru i-a spus, Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine a făcut baie, nu are nevoie să spele decât picioarele, căci este curat în întregime. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci îl știa pe cel care avea să-l trădeze, de aceea a spus, nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a spus, înțelegeți ce am făcut pentru voi? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine spuneți, pentru că sunt. Așadar, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Căci v-am dat exemplu ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu. Cuvântul Domnului. Cucernici, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi tineri, iubiți frați și surori în Hristos, dragi radioascultători. Suntem în Joia Sfântă, inima anului liturgic care începe în această seară Triduul Pascal. Trei zile care nu sunt numai cele mai importante din Săptămâna Sfântă, dar sunt zilele cele mai importante și frumoase din întreg anul liturgic.
Și în această seară avem în centrul atenției, în Joia Sfântă, Euharistia, pentru că această liturghie de seară, în toate bisericile, amintește de triplul dar pe care Hristos, la ultima cină, l-a lăsat ucenicilor săi și nouă tuturor. Euharistia, adică trupul și sângele său, Sfânta Preoție care perpetuează Euharistia în timp până la sfârșitul lumii și porunca nouă a iubirii, însoțită de porunca slujirii. Înainte de a intra într-o reflexie asupra momentului pe care îl trăim în această seară, permiteți-mi să relatez două întâmplări. Cu câtva timp în urmă a făcut mare vâlvă intrarea în seminar a unui tânăr, nu atât pentru că a mers la seminar, dar pentru faptul că acest tânăr, care a cerut să intre în seminar ca să devină preot, era protestant. Și întrebat fiind de ce și-a părăsit confesiunea sa religioasă și s-a făcut catolic și împus vrea să fie preot, a mărturisit că ceea ce l-a determinat a fost Euharistia. A fost cucerit de Euharistie și dorește să celebreze Euharistia și de aceea vrea să fie preot. O altă întâmplare este din anul 1969. Un renumit jurnalist de la televiziunea BBC, Malcolm Mundrich, a mers la Calcuta pentru că a auzit acolo de Maica Tereza și de surorile sale. Aici a văzut stilul cu care lucrau surorile și într-o zi, aproape spre sfârșitul șederii în Calcuta, a întrebat-o pe Maica Tereza: unde găsiți putere de a trăi aici în mijlocul atâtor dureri și în atâta mizerie? Iar Maica Tereza de Calcuta a răspuns: puterea noastră este Euharistia. Întorcându-se la Londra, acest jurnalist nu a mai avut liniște și a dorit să devină catolic. A cerut să intre în biserica catolică, ba chiar botezul, pentru că nu era botezat. Și a mărturisit: am cerut botezul și doresc să devin catolic pentru a primi acea euharistie care în acele surori de la Calcuta produce miracolul iubirii. Vreau să o trăiesc și eu. Și înainte de a muri, jurnalistul a lăsat parcă cu limbă de moarte: aceasta inima este inima creștinismului, iubirea. Iubiți credincioși, în seara aceasta aproape că totul putem să punem pe seama iubirii, iubindu-i pe ai săi, Hristos, până la sfârșit i-a iubit. Și pentru că i-a iubit atât de mult, le-a făcut un dar, un dar deosebit. Darul făcut ucenicilor săi, le-a dăruit trupul și sângele său, dar în același timp a instituit taina Sfintei Preoției atunci când le-a poruncit apostolilor: aceasta să o faceți în amintirea mea. Nu a fost o altă celebrare așa cum are loc sfințirea de preoți, dar a fost doar această încredințare a unei puteri, iar apostolii aveau să transmită mai departe ceea ce ei au primit în acea seară. Semnul iubirii manifestă și comportamentul lui Iisus. Dacă privim la, și suntem, am fost atenți la relatarea Evangheliei, totul la cina de taină se desfășoară sub semnul iubirii. Și această iubire este porunca nouă pe care Iisus a încredințat-o ucenicilor. Și spune clar: așa cum am făcut eu, la fel să faceți și voi, adică să ne iubim unii pe alții. Revenind la acest mare dar pe care Hristos l-a lăsat ucenicilor și prin ucenici l-a lăsat și nouă, Euharistia, trebuie să subliniem că Dumnezeu nu a intervenit în mod spectaculos, nu a voit să se facă prezent cu sânge, trupul și sângele său prin semne deosebite,
a luat o bucățică de pâine și un pic de vin și a spus: acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, luați și mâncați, luați și beți. Este semnul smereniei lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în mod ascuns, nu în mod spectaculos. Darul lui Iisus, dat ucenicilor, poartă amprenta de fapt a donatorului său, pentru că Euharistia recheamă mereu la smerenia lui Dumnezeu. Spunea un cardinal, referindu-se la stilul de a lucra lui Dumnezeu: Euharistia poartă parfumul paielor de la Betleem, aluzie la sărăcia în care s-a născut Iisus, și ne face să auzim zgomotul lin al apei care curge pe picioarele lui Iisus, apa vărsată de Iisus pe picioarele ucenicilor săi. Euharistia este cadoul de ultima oră, poate așa ar titra un ziar astăzi. Euharistia, cadoul de ultima oră. Așa este, pentru că este darul lui Iisus în momentul de adio, atunci când a luat cina pentru ultima dată cu ucenicii săi pe acest pământ. Dar este darul cel mai frumos pe care l-a făcut apostolilor săi și printrânșii beneficiem și noi astăzi. De aceea suntem aici pentru a trăi acest moment cu maximă intensitate, știind că prin această celebrare noi am intrat în inima sărbătorilor Paștelui. Cele două relatări prezentate, care ne-au menționat convingerea unor oameni despre Euharistie, ne face să le dăm dreptate, pentru că Euharistia, care a fost instituită de Iisus la cină de taină, nu este un simbol, nu este o comemorare, nu este o amintire, dar este o prezență reală. Iisus nu a spus că El rămâne ca un simbol, dar a spus: acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Și puterea acestei taine este că face prezentă dumnezeirea lui Iisus. Atunci când pe altar vedem ostia și în potir este vinul care, la cuvintele prefacerii, se transformă în trupul și sângele lui Hristos, acolo este în mod real Iisus Hristos, cu dumnezeirea sa, esența dumnezeirii sale. Acolo, în acele semne umile, smerite, bucățica de pâine și vinul, îl conțin pe Dumnezeu întreg. Și aici, în Euharistie, atunci aflăm noutatea. Noutatea care a făcut pe acel seminarist protestant să declare că vrea să devină ministrul Euharistiei, sau Maica Tereza cu surorile sale, care au spus că toată puterea lor se găsește în Euharistie, pentru că în Euharistie, fiind prezent Dumnezeu, Iisus, cu dumnezeirea sa, acolo avem răspunsul, sau găsim răspunsul, mai bine zis, la misterul lui Dumnezeu. Acolo găsim răspunsul la misterul omului. Misterul omului care este descifrat la lumina lui Dumnezeu, care, iubindu-l pe om, iubindu-i pe ai săi, până la sfârșit i-a iubit și nu vrea să-i lase pradă disperării și condamnării, dar vrea să-l mântuiască. Iată, Euharistia conține în sine această putere deosebită. Ceea ce noi celebrăm în această seară este tocmai în mod real ceea ce a făcut Iisus la cina de taină, și trăim această seară. Aș vrea să vă invit să urmărim un fir sub semnul noutății. Sigur că am putea dezvolta toate cele trei aspecte pe care le comemorează sau ni le prezintă Joia Sfântă, dar dacă pornim pe firul lecturilor din această seară, vedem noutatea care este introdusă cu Paștele din fiecare an. Prima lectură deja ne vorbește despre noutate. Luna aceasta să fie pentru voi începutul lunilor, să fie întâia între toate lunile.
ce este mai nou decât cel din tâi, prima lună din an, și această lună cu o importanță deosebită pentru poporul evreu. Lectura pe care am ascultat-o prezintă un moment de noutate pentru viața poporului ales. Se aflau în Egipt, erau pe punctul de a pleca din Egipt, să scape din sclavia Egiptului, iar ceea ce împlinesc ca un ritual, acel moment, aceea de a sacrifica un mel și de a unge cu sângele melului ușile caselor, pentru că atunci când trece îngerul să-i cruțe pe fiii lui Israel, este doar o prevestire a ceea ce a făcut Iisus. Este o imagine palidă din Vechiul Testament, dar dacă ne gândim, Iisus, cu sângele Său, ne-a cruțat pe noi toți. Prin sângele Său, vărsat pe cruce, noi am fost răscumpărați. Prin sângele Său pe cruce, noi am trecut din sclavie la viața cea nouă a fiilor lui Dumnezeu. Prin sângele lui Iisus, dăruit și vărsat pentru noi toți, noi am devenit făpturi noi. Iată noutatea Paștelui într-o formă palidă în istoria poporului ales, dar realizat pe deplin în Iisus Hristos. Cu Iisus, cu cina de taină, cu acest moment al dăruirii trupului și sângelui Său, începe noutatea pentru noi. Începe un nou an, începe o lună nouă, începe o viață nouă. În antichitate erau multe rituri la popoarele semitice prin care marcau această noutate. În primăvară, când era timpul recoltelor în țările mai calde, aceștia ofereau primele recolte ca jertfă lui Dumnezeu. Tot ceea ce era frumos, tot ce era mai bun, era jertfit lui Dumnezeu. La fel și în relatarea pe care am ascultat în prima lectură, mielul care a fost jertfit nu trebuia să fie mai mult de un an, deci un element tânăr. Pâinea pe care au folosit-o, pâinea aluatul, pâinea azimă, nu trebuia să conțină nici drojdie, nici alte elemente, trebuia să conțină elementul de noutate. Iată, toate din această lectură ne îndrumă privirile spre a privi la această seară și la acest Paște din acest an, din nou sub semnul unei dorințe de reînnoire. Și lectura a doua pe care am ascultat-o ne amintește de faptul că nu trebuie să stricăm această noutate. Faptul că în comunitatea din Corint, când se adunau creștinii pentru celebrarea Euharistiei, erau anumite neînțelegeri, erau diferite rivalități, îl determină pe Apostolul Paul să insiste că cele vechi trebuie date la o parte și să celebreze Paștele cu azimile cele noi ale sincerității. Nu poate conviețui noul cu vechiul, nu poate conviețui răutatea alături de marele dar al lui Dumnezeu. Și aici, în fragmentul pe care l-am programat, ne amintește de fapt de unde a pornit totul. Dacă ați observat în Evanghelie, nici nu se menționează că a fost vorba despre instituirea Euharistiei. Vorbește Sfântul Apostol Ioan în altă parte și la fel și ceilalți evangheliști, dar avem mărturia clară a Sfântului Apostol Paul, care a primit această revelație și care spune clar: eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis, că Domnul, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a zis: acesta este trupul meu, cel care este pentru voi, faceți aceasta în amintirea mea. Și la fel mai departe, cuvintele rostite asupra vinului, dar ceea ce îi amintește Sfântul Apostol Paul creștinilor din Corint este tocmai să-și amintească că ori de câte ori bezi din potirul binecuvântării, să știți că bezi din sângele lui Hristos. Și ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, vestiți moartea Domnului până când va veni.
Iată, trebuie să înțelegem aici insistența lui Paul că, celebrând acest mare dar, nu putem să tolerăm în noi anumite atitudini care nu sunt compatibile cu un mare dar, cu un așa mare dar cum este trupul și sângele lui Hristos. Potirul binecuvântării pe care îl bem este sângele lui Hristos și ca atare în noi nu trebuie să existe nimica ceea ce ar putea pângări acest mare dar. Și pâinea pe care o mâncăm nu este oare trupul lui Hristos? Și în plus de această poruncă, Sfântul Apostol Paul, ceea ce noi vestim apoi la fiecare Sfântă Liturghie, ori de câte ori mâncați trupul lui Hristos și beți sângele lui Hristos, moartea lui o vestiți până când El va veni. Iată, această poruncă se perpetuează de-a lungul timpului, de 2000 de ani, creștinii celebrează Euharistia. Zeci de mii de preoți în acest an, alături de mii de episcopi, celebrează Euharistia. Celebrează tocmai acest mare dar și perpetuează mai departe ceea ce am primit de la apostoli. Vestim moartea lui Hristos ca semn al răscumpărării noastre. Și dacă vreți, vreau să fac și o aluzie la noutatea pe care am celebrat-o azi dimineață aici în catedrală, tot sub semnul noutății. Profetul Isaia ne-a amintit în prima lectură tuturor preoților care au venit din dieceză pentru a se uni la liturghia Crismei, că Duhul Domnului s-a coborât asupra lui Iisus și El a devenit profetul care eliberează pe cei închiși, duce vestea cea bună. Duhul Sfânt care renoiește fața pământului, renoiește orice făptură. Iată noutatea, noutatea pe care o trăim cu toții. Duhul Sfânt care ne asociază și pe noi, așa cum ne-a anunțat lectura a doua de azi dimineață din Cartea Apocalipsului, că Iisus prin moartea sa ne-a asociat pe toți și ne-a făcut să fim toți preoți. Preoția ierarhică, dar și preoția comună a credincioșilor. Și prin această putere pe care a revărsat-o Iisus prin moartea sa, ne-a apropiat de Dumnezeu, sau mai bine zis, avem misiunea de a fi pontifi, de a face punți între oameni și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu s-a apropiat din noi în persoana lui Iisus Hristos și vrea să fie cu noi tot timpul pentru a menține această noutate a vieții. Și noutatea extraordinară pe care ne-o aduce ziua de astăzi, seara aceasta, este scena pe care am auzit-o în Evanghelie, gestul lui Iisus de a spăla picioarele ucenicilor săi. Sigur, gestul de iubire, în primul loc, gestul de slujire, ca un adevărat slujitor, învățătorul spală picioarele ucenicilor, dar și aici este un element nou, de noutate, apa pe care a folosit-o Iisus. Apa o folosim pentru a ne curăța, pentru a ne spăla și pentru a îndepărta murdăria. Dar apa devine și semnul unei vieți noi. Copiii, noi toți am fost botezați cu apă, am fost spălați de pata păcatului strămoșesc și am devenit făpturi noi. Apa este un element care este mereu folosit pentru a duce, a îndepărta murdăria. Ne spălăm noi, dar spălăm și hainele, spălăm mașinile, spălăm casele. La Paști ne pregătim și mai frumos, făcând curățenie, introducând elementul de noutate în casele noastre, sau ne îmbrăcăm mai frumos pentru a arăta noutatea care se revarsă asupra noastră. Dar apa capătă o putere deosebită la botezul lui Iisus. Atunci când Iisus s-a coborât în apele Iordanului, apa care s-a coborât peste El a devenit apa înmormântării pentru acest pământ, dar apa învierii pentru viața cea nouă. Și de aceea tot parcursul nostru din aceste zile, începând din această seară, se va termina noaptea de Paști, cu sfințirea solemnă a apei, cu care ne vom lăsa stropiți,
ca semn al renașterii la o viață nouă. Dată noutatea care caracterizează această celebrare, o noutate care ne privește pe noi toți, o noutate care trebuie să ne determine să sărbătorim cu adevărat această joie sfântă ca începutul unui an nou, joia sfântă din acest an ca începutul unei luni noi, joia sfântă din acest an ca un început al unei vieți noi. Amin. Atque pro pus
Christi, amor. Exulat eme movos et in ipsa voio curabemur. Time amomus et ameme movos neum vivum. Et exulat eme diligam amomus nosi vivine cerebe. Celor prea iubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care la cina cea de taină a instituit misterul și ne face părtași de moartea și învierea sa și ne-a oferit iubirea. Doamne Iisuse Hristoase, pâinea vieții, desăvârșește cu biserică, cu prezența ta euharistică, unitatea bisericii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne nouă, care primim trupul și sângele tău, harul de a fi prin cuvânt și faptă adevărați vestitori ai prezenței tale în lume. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în sufletele tuturor oamenilor foamea după hrana cerească a cuvântului și a euharistiei tale. Te rugăm, ascultă-ne! Reîmprospătează în toți preoții harul Sfintei Preoții. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă și din mijlocul nostru tineri la Sfânta Preoție. Te rugăm, ascultă-ne! Pe toți răposații care pe pământ s-au hrănit cu trupul și sângele tău, primește-i să se bucure de vederea feței tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule veșnic, prin celebrarea morții și învierii Fiului Tău, ne asociezi la jertfa Lui și ne dăruiești viață dumnezeiască. Ascultă rugăciunea bisericii adunate în jurul Sfântului Altar. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Thank you.
se devie și a mulți oamenilor, care va deveni pentru noi băutura spirituală. Rugați-vă, fraților, pentru că jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Tăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul, să luăm parte cu vrednicie la aceste taine, pentru că ori de câte ori se celebrează memorialul acestei jertfe, se împlinește lucrarea răscumpărării noastre prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu o sinibilă. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeu. Adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Și, Doamne, Părinte Sfânt,
atotputernic, veșnic Dumnezeu. El adevăratul și veșnicul preot, aurintă jertfa veșnică, oferindu-se pe sine întuși ca victimă pentru mântuirea noastră și poruncindu-ne și nouă să aducem aceeași jertfă în amintirea Lui. Trupul Lui jertfit pentru noi, când îl mâncăm, ne întărește. Sângele Lui vărsat pentru noi, când îl bem, ne curățăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, îți înălțăm imnul de laudă, zicând fără încetare. Așadar, premilostive Părinte, cu umilință te rugăm și îți cerem, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, să binevoiești a primi și a binecuvânta aceste daruri, aceste prinosuri, aceste sfinte jertfe nepătate, pe care ți le oferim mai întâi pentru Biserica ta Sfântă Catolică. Binevoiește ai dărui pacea, a opăzi și cârmui pe întregul pământ împreună cu Papa nostru Francisc, cu toți episcopii și cu toți aceia care mărturisesc dreapta credință catolică și apostolică. Adu-ți aminte, Doamne, și de slujitorii și slujitoarele tale, de toți cei de față căror credințe și evlavie sunt cunoscute, pentru care îți oferim sau care îți oferă această jertfă de laudă, atât pentru ei înșiși, cât și pentru toți ai lor, pentru răscumpărarea sufletelor, spre nădejdea mântuirii și ocrotirii lor și înalță rugăciunile lor către Tine, Dumnezeul cel veșnic, viu și adevărat.
în unire cu întreaga biserică, amintim și cinstim înainte de toate pe slăvita pururea Fecioară Maria, născătoarea Domnului și Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, precum și pe Sfântul Iosif, soțul Fecioarei, pe toți sfinții tăi apostoli și martiri, Petru și Paul, Andrei, Iacob, Ioan, Toma, Iacob, Filip, Bartolomeu, Matei, Simon și Tadeu, Lin, Clet, Clement, Xist, Corneliu, Ciprian, Laurențiu, Crisogon, Ioan și Paul, Cosma și Damian și pe toți sfinții tăi. Prin meritele și rugăciunile lor, dăruiește-ne în toate împrejurările ocrotirea și ajutorul tău. Te rugăm așadar, Doamne, să primești cu bunăvoință jertfa slujirii noastre și a întregii familii, pe care ți-o oferim în ziua în care Iisus Hristos, Domnul nostru, a încredințat ucenicilor săi celebrarea tainei trupului și sângelui său. Rânduiește în pace zilele noastre, mântuiește-ne de o sânda veșnică și primește-ne în rândul aleșilor tăi. Te rugăm, Dumnezeule, să binevoiești a face această jertfă în toate binecuvântată, ție sfințită, bine primită și plăcută ție, ca ea să devină pentru noi trupul și sângele prea iubitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. El, în această zi, ajunul pătimirii sale pentru mântuirea noastră și a tuturor, a luat pâinea în sfintele și prea cinstitele sale mâini și, ridicând ochii spre cer, către tine, Dumnezeule, Tatăl său atotputernic, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând și acest prețios pătir în sfintele și prea cinstitele sale mâini și din nou mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. De aceea, Doamne, noi, slujitorii Tăi și poporul Tău sfânt, celebrând fericita pătimire, precum și învierea din morți și glorioasa înălțare la ceruri a Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, oferim maestății Tale preaslăvite din darurile Tale o jertfă curată, o jertfă nepătată, pâinea sfântă a vieții fără de sfârșit și potirul mântuirii veșnice. Binevoiește a privi asupra lor cu față senină și blândă și a le primi precum ai primit darurile dreptului Tău slujitor Abel și jertfa patriarcului nostru Abraham și ceea ce ți-a oferit marele tău preot Melchisedec, jertfă sfântă prin nos nepătat. Te rugăm cu umilință, Dumnezeule atotputernic, ca
ca această să fie jertfă, să fie adusă prin mâinile Sfântului Tău, pe altarul Tău ceresc, în fața Maiestății Tale Dumnezești, pentru ca noi toți, care vom primi de pe acest altar prea Sfântul Trup și Sânge al Fiului Tău, să ne umplem de toată binecuvântarea cerească și de tot harul. Amintește-ți, Doamne, și de slujitorii și slujitoarele Tale care au mers înaintea noastră cu semnul credinței și dorm în somnul păcii. Te rugăm, Doamne, să binevoiești a le da lor și tuturor celor care se odihnesc în Hristos un loc de răcorire, de lumină și de pace. De asemenea și pe noi, păcătoși și slujitorii Tai, care ne adăjduim în mulțimea îndurărilor Tale, binevoiește a ne uni cu Sfinții Tai apostolii și mărtirii, cu Ioan, Ștefan, Matia, Barnaba, Ignațiu, Alexandru, Marcelin, Petru, Felicitas, Perpetua, Agata, Lucia, Agnesa, Cecilia, Anastasia și cu toți Sfinții Tai. Te rugăm să ne primești alături de ei, nu pentru vrednicia noastră, ci din belșugul milei Tale. Prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu, Doamne, pururea creezi aceste daruri, le sfințești, le însuflețești, le binecuvântezi și ni le dai nouă. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Rămâi cu noi, Doamne Iisuse, rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sub aia. Și tot să mă păzească în viața aceasta. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, dăruiește-ne harul, ca așa cum ne hrănim în viața pământească la cina de taina Fiului Tău, tot astfel să ne învrednicim a fi părtași de spațiul veșnic al împărăției Tale, prin Hristos Domnul nostru. În cele voastre, dragi și iubiți credincioși, dragi radioascultători, acum Iisus rămâne în tabernacol, în tăcere, așteptând clipa dăruirii sale. El a venit la noi, ne așteaptă să-L adorăm, să-I mulțumim și însoțindu-L să putem participa cu El la marea jertfă de pe cruce, ca apoi să ne bucurăm cu El în Sfânta Înviere. Vă doresc tuturor și vă dorim cu toții să aveți acest triduum sfânt ca un motiv de mare încredere, speranță și bucurie. Iisus se jertfește pentru noi, pentru înălțarea noastră. Așa să trăim aceste zile până la marea învierea lui Iisus din mormânt. Oh.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, vom medita în această seară de Joia Sfântă primul mister de durere, acolo unde, în grădina Ghetsemani, în timp ce Tu te rugai, fruntea s-a umplut cu picături de sânge.